Mai multe rachete de precizie au pătruns în sistemul de apărare aeriană al Siriei, lovind o serie de ținte la periferia de sud a Damascului. Potrivit agenției de presă SANA, condusă de regim, citind o sursă militară, aflăm că, la ora 23:18 fix, israelienii au efectuat un atac aerian din direcția Golanului sirian ocupat, vizând unele puncte la sud de orașul Damasc, și că echipa de apărare aeriană a interceptat rachetele și a doborât majoritatea dintre ele. În timp ce sursa militară a recunoscut totuși că au fost cauzate unele pagube materiale ca urmare a loviturilor, o sursă locală a insistat că exploziile au fost mari și au fost văzute de la distanță. Mai precizăm că în timp ce regimul Assad repetă cu convingere că a fost un atac de rachete sol-sol, aceste rapoarte sunt speculative din moment ce proiectilele au apărut după ce au pătruns în spațiul aerian al Siriei. Dacă Israelul este într-adevăr responsabil, ar fi putut utiliza o varietate de instrumente ofensive, inclusiv lansatoare aeriene nedetectabile. Armata israeliană, ca de obicei, nu a comentat astfel de informații. Ministrul apărării israelian Benny Gantz a anunțat că instalația de foraj maritim, ce este operată de firma Energin cu sediul la Londra, a ajuns în zona economică exclusivă a Israelului, de lângă coasta Mediteranei, pentru a fora un zăcământ de gaze, cunoscut sub numele de Cariș. Comentariile ministrului apărării Gantz au fost făcute după ce președintele libanez Mihael Aoun a amenințat Israelul că orice activitate în zonele în litigiu ar echivala cu un act de agresiune și o provocare. La fel și premierul interimar al Beirutului, Najib Mikati, a acuzat Israelul că încalcă bogăția maritimă a Libanului și impune un fapt îndeplinit într-o zonă în litigiu, numind asta o mișcare extrem de periculoasă. Secretarul general adjunct al Hezbollah, care s-a angajat să apere poziția Libanului, a somat Israelul să se retragă. Guvernul libanez a ordonat forțelor armate libaneze să-i furnizeze date exacte și oficiale dacă instalația de foraj a intrat în zona maritimă a Israelului, care este contestată de Liban. Zăcământul Cariș este situat la aproximativ 80 de kilometri vest de orașul de coastă israelian Haifa. Coaliția condusă de Naftali Bennett a pierdut luni seară două voturi cruciale în plenul Knessetului și nu a putut demonstra că mai are majoritate în Parlament. În acest context politic, alegerile anticipate în Israel sunt tot mai inevitabile. Un proiect de lege a fost respins în prima lectură. 52 de membri ai Knesset au susținut propunerea și 58 s-au opus acesteia, inclusiv doi deputați arabi din coaliție. Membrii partidului de stânga Meretz și membrii partidului islamist Ra'am au părăsit plenul înainte de vot, în ciuda faptului că erau membri ai coaliției. Ministrul Justiției Gideon Saar a afirmat că eșecul de a adopta acest proiect de lege este un motiv pentru a pune capăt parteneriatului cu partidele arabe care au votat împotrivă. De asemenea, deputatul Nir Orbach din partidul Yemina al lui Bennett a atacat deputații arabi după vot și a declarat că experimentul de a menține o coaliție comună cu arabii a eșuat. Federația Bisericilor Evanghelice Baptiste din Franța și-a sărbătorit cea de-a 100 aniversare cu un congres între 26 și 28 mai în orașul francez Port Marly. Pe lângă congres, Federația Baptistă din Franța va organiza mai multe evenimente pe tot parcursul anului, cum ar fi întâlniri pe subiecte legate de istoria și identitatea sa și un concurs de artă pentru tineri. Principalul eveniment al sărbătorii a fost Congresul Înălțării Domnului, care a reunit peste 250 de delegații ai celor 113 biserici locale reprezentate de Federația Baptistă sub tema Rădăcini și Zel. Formarea tineretului și dezvoltarea evangelizării au fost cele trei teme propuse de conducere ce au fost discutate în cadrul Congresului. Alianța Mondială Baptistă și Federația Baptistă Europeană a ținut să-i asigure pe frații și surorile baptiste din Ucraina de sprijinul și rugăciunile ei. Delegații au cerut ca dialogul cu baptiștii ruși să nu fie întrerupt pentru ca aceștia să rămână făcători de pace.